Salut, dragi prieteni youtuberi. Am revenit azi cu un nou video. Astăzi am hotărât să vă mai prezint câțiva pomi de la mine din curte. Avem aici un păr. Are în jur de 3 ani. Avem aici niște cutufe de coacă zi negru. Avem aici un cireș. Are și el în jur de 4 ani. E mare, are și el ceva rod. De la mai târziu, încă nu s-a copt. Avem aici tot așa o tufă de coacăz negru. Aici avem un păr columnar pitic. Primăvara asta a fost înflorit, dar acum se pare că nu mai are florile, s-au scuturat din cauza vremii. Avem aici un păr, are un an de la plantare, e mic, tânăr. Avem aici un piersic mic pitic, are vreo 2 ani de când l-am pus, dar anul trecut o suferit de beșcari, l-am stropit. Abia l-am mai salvat așa cum este. Avem aici un păr, un an de la plantare. Mai avem aici un păr, are vreo 5-6 ani de la plantare. I-am tăiat în primăvara asta mai multe ramuri. Am florit doar în vârful acestei ramuri, dar din păcate s-au scuturat din cauza vremii. Avem aici un rând de muri puse pe rând, piață. Avem aici un măr, anul 4-5 lor. Anul s-a scuturat, a fost vremea ră în primăvară. Avem aici un cireș, anul 5. Are ceva recoltă, de la mai târziu, momentan verzi. Avem aici un măr columnar. Avem aici un agud. Anul 2 de la plantare. Avem aici un cais. Anul 3 de la plantare. Avem aici un păr mic. Are și el un an de la plantare. Avem aici un cireș. În anul 3 de la plantare. Are și el câteva. Avem aici un cireș. E destul de mare. Cam al 5-lea ani de la plantare. Are și el cireș, dar se coc mai târziu. Are și puțin umbră de la din spatele casei. Avem aici un caiez. Aș dori să-i provoc pe cei care sunt specialiști în pomicultură cu copace. Dacă poate să spună și mie dacă ar trebui să-i mai răresc din aceste ramuri, poate spre adese. Deși eu l-am de vreo 6-7 ani de la plantare, până acum n-am mâncat nicio caisă de la el. Anul ăsta a fost primul an în primăvară când l-a făcut, dar le-a scuturat vântul. Aici avem niște muri. Avem aici un gutui. Aici avem cireș. Are și vreo 5 ani de la plantare. Nu scoapteți verzi, de la mai târziu. Aici avem un cireș de vreo 8 ani.
La el a început să se coacă. Deja au dat năvală și grauri. Sunt multe pe jos. Ciobiti. Are multe roși. Aici au început să se coacă. E mare. Avem aici un păr mic. Tot așa un an de la plantare. Aici din nou un păr mic. I-am tăiat în primăvara asta vârful, că era un pic cam uscat. Un gutăi, gutui. Are și el un pic de rod. Are și el vreo 4 ani la plantare. Avem aici niște coacăzi. Un măr. Anul 2 de la plantare. Muri. Avem un cais, a făcut în primăvara asta niște flori. Dar din păcate le-a scuturat vântul, vremea rea. Niște muri. Niște muri. Un măr de vreo 8 ani la plantare. Are ceva recoltă și el. Mare, n-a fost. Acesta este un păr. În primăvara asta a fost plin de flori, de muguri de rod. Dar a fost o vreme foarte urât în primăvara asta. Le-au digerat, le-au scuturat. Aici este o mură în anul 2. Foarte frumoasă. Este să deschidă și florile. Că de curând. Avem aici un pom, are și el cam anul 3. Aici avem și noi aici un măr, tot cam din anul 3. Dacă vă place ceea ce postez, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu, pentru că mă ajută foarte mult. Aici avem din nou muri în anul 2. Ia uitați, trebuie să deschidă floarea. Urmează să deschidă floarea. Închei aici acest video. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă vă place ceea ce postez. Vă doresc o zi bună. Doamne ajută și numai bine.